nu ar trebui să pe margine. Indicatorul acesta? 10. Un indicator care reprezintă trecerea pietonilor, da? Înseamnă că avem voie să traversăm strada. Avem un semafor acolo. Ce culoare este? Proiectul polițist pentru o zi de la școala gimnazială Merei a fost demarat în luna septembrie, când polițiștii au lansat un concurs de desen și compuneri literare, prin care elevii au ilustrat proiecția lor despre ceea ce înseamnă să fii polițist. În competiție s-au înscris 47 de elevi din clasele primare. Proiectul s-a încheiat ieri cu o întâlnire pe terenul de sport din Sărata Monteoru. Oamenii în uniforme le-au făcut o surpriză și le-au pregătit o adevărată desfășurare de forțe. Polițiști din diverse specializări, câini de urmă, însoțire utilitari, laborator criminalistic și mai multe autospeciale. Uite, acum nu-l mai vede. Ce trebuie să-l găsească? Da! Da. Ia să vedem. Caută freia. Uite, latră, încearcă că l-am găsit! Totodată, în baza unui parteneriat cu vechime, la activitate i-au însoțit pe polițiști și reprezentanți din cadrul Muzeului Județean Buzău, care i-au încântat pe cei mici cu muzeul mobil. La muzeu, îți mai amintești ceva, un obiect sau... Da. Ce? Mai vedem sculpturi. Deci ai fost într-un muzeu de artă. Copiii au descoperit tehnica amprentării prin utilizarea pulberei speciale pe propriile degete. Au putut observa din interior autospecialele și tehnica din dotare. Mai știți unde a spus degetelele? De asemenea, elevii au privit cu emoție simulări ale unor intervenții desfășurate de către luptătorii serviciului pentru acțiuni speciale și au fost impresionați de modul de intervenție a celor din cadrul grupei canine. La finalul activității, elevii au fost premiați cu diplome, tricouri cu sigla proiectului, precum și rechizite școlare. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Fundației Amprenta și Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual Buzău.